Showbizul românesc este cuprins în totalitate de scandalul care are în prim plan pe soții Prodan Regecamp. Se zvonește deja de ani buni faptul că aceștia ar avea o relație deficitară pe care o păstrează doar de ochii lumii. Alte argumente care stau la baza acestui scenariu vin din dreptul episodelor libertine care nu i-au găsit împreună pe cei doi soți. După ce în tot acest timp Ana Maria Prodan a venit să-și apere familia cu orice preț și să sublinieze faptul că mariajul lor merge ca pe roate și că respectul și iubirea nu s-au stins, iar tot ceea ce se află în presă sunt doar vorbe provenite din partea unor oameni care vor să le destrame liniștea, acum și Laurențiu Regecamp a avut ceva de spus cu privire la speculațiile din presă. Am spus că nu vreau să comentez toate prostiile care apar în presă. Eu nu sunt circar, sunt antrenor. Este pentru ultima dată când cineva își mai permite să mă jignească pe mine, să îmi pună soția și copiii în asemenea situații penibile, să ne bage familia în aceste nenorociri, cum ar fi amante, afaceri pentru amante și toate prostiile care apar zilnic peste tot. De astăzi, fiecare publicație, site, canal, media, care scoate toate mizerile scrise la adresa mea și a familiei mele, va suporta consecințele legii, a declarat Laurențiu Regecamp. Sportivul a subliniat că nu mai dorește ca familia sa să fie discutată în presă în asemenea moduri. Fanii sunt copleșiți de toate amănuntele apărute despre cei doi soți și situația în care s-ar afla aceștia. O sursă apropiată cuplului a mărturisit că și dacă s-ar pune problema unei separări, lucrurile nu ar fi chiar simple în cazul lor pentru că s-au căsătorit în America. Oricum nu pot divorța în acest moment pentru că nu pot depune actele în România, ci doar în America, acolo unde s-au căsătorit. Propunerea de a face acest compromis a fost a Anei, iar Reghe a acceptat. A avut însă și o condiție ca Ana să nu mai facă nicio declarație în presă pe marginea acestui subiect, a dezvăluit un apropiat al celor doi.